Giulia. Succes. Hai, citim, da? Nu, de aici, Giulia, de la unul. Pantalonul. Completează. Nu, Giulia, nu-i niciun completează și lasă, te rog, aici aparte. Compară. Grosimea. Uscătorilor. Nu, Giulie. Uscătorul de... Nu. Te rog, graba strică treaba. Uscătoarelor de... Așa. Păr. Scrie un X. Lângă cel mai gros și încercuiește-l pe cel mai tire. Deci cine zice să facem? Să scriu un X lângă cel mai gros. Să scriu un X lângă cel mai gros și să încercuiesc cel mai subțire. Hai să vedem care e cel mai gros. Ăsta. Ok. La cumpare, da. Un X. Nu mi-a zis în ce parte. Ok. Am scris aici. Ok. Mai departe. Să găsesc cel mai subțire. E sigură? Ia, uite. Nu, ăsta e cel mai larg. Hai, Giulie, încercăm să fim și rapide. Cred că am găsit. Ăsta-i. Așa, hai. Ce ăsta-i gros? E, o să vedem, dacă nu... Hai, mai departe. E bine? Punctul 2. Ordonează. Lasă-le acolo. Tablurile. Electrice de la cel mai subțire. Prin
Numerotare. Nu știu că... De la cel mai subțire, deci ordonează cablurile electrice de la cel mai subțire la cel mai gros prin numerotare. Care e cel mai subțire cablu? Ăsta. Așa, ce număr îi pune? 1. Și ăsta e cel mai gros. Da, da, hai continuă cu numerotarea. 2 ăsta că e. Da, de ce, Julie? Păi uită-te la grosimea lor, Julie. 2. Așa. Nu vorbim de 3. Da. 4. Așa. Așa, deci care e cel mai gros cablu? Ăsta. Ai văzut? Hai mai departe, da? Punctul 3. Desenează 8. Grosimi diferite. Așa. Începe cu cel mai subțire și termină cu cel mai gros. Așa. Deci ce trebuie să facem? Să încep cu cel mai subțire. Da, dar ce trebuie să faci tu acolo? Trebuie să desenez niște creioane cu grosime diferite. Da, dar trebuie să le iei în ordine, da? Subțire, ăla mai gros, ăla mai gros, și mai gros, și mai gros, și mai gros, da? Uriaș? Hai să vedem, da? Deci câte trebuie să facem? 11. Câte creioane ne-au pus să desenăm? 8! Păi dacă 8, apoi 8 desenăm și noi, da? Au încăpea ele și mai multe, dar dacă 8 ne-au zis, 8 facem, altfel ai să greșești enunțul, da? Nu, trebuie și să desenăm. Haide, Giulie, iei un creion, mamă! Doi. La cum cam la cum e, da?
Capacul păstrăm, da? Da, mă. E tu păcășem. Păcacul nu aruncă? Nu. Hai mai frumos. Unu, doi. Hai, John. Mai repede. Patru. Cinci. Încă trei. Unu, doi, trei, patru, cinci. Încă trei. Încă două. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase. Încă două. Asta, mami, că zice. Asta, Lina, asta. Da. Uite, pe tine. Încă unul. Mami, uite cum ți-a micuța pe mine. Bine, bine. Ia uite. Câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, desenează 8 creioane de grosimi diferite. Începe cu cel mai subțire și termină cu cel mai gros. Poate și o culoare dacă tot ai făcut, da? O să cel mai gros. Cu atât mai gros, cu atât mai mare. Mă rog.
Nu știu ce. E un albastru spre verde, nu știu. Hai, dăm pagina. Ia uite, dacă tot eram la grosimi, ia uite, avem și noi niște pensioni. Ia să vedem. Ia uite, avem mai multe pensioni. Ia, haideți să le ordonăm de la cel mai mic la cel mai mare. De la cel mai subțire la cel mai gros. Ăsta e subțire. Aici. Ok, hai, pune-l, pune-l, 1. Asta 2, că eu iau mai gros. Ia-și o persoană. 4, dar nu desen, 3. Nu pictăm acum. Asta-i 3. Hai. Asta-i 4. Nu pictăm. 10. Facem teme. Ăsta-i 5, ăsta-i 6 și ăsta-i 7. Deci le-am ordonat în funcție de grosime, da? Și uite! Ei, sunt două tipuri, dacă nu ți le-ar mai lua sora ta. Ia uite! Nu pictăm acum. Hai, dăm pagina, da? Uite, ordonează și tu pensoanele după grosimi. Hai, citim, Julie. Punctul 1, da? Nu, Julie, uite aici. Ce fac? Punctul 1. Mami, ce fac? Le ordonez după grosimi. Nu știu. Vântul. Vezi ce a căzut unul. Bate cu putere și... Ia uite, care e cel mai subțire de aici? Ia uite. Spulberă. Uite, asta e cel mai frunzele. Subțire. Și asta e cel mai gros, da? Frunzele. Deci vântul bate cu putere, spulberă, frunzele, da? Colorină. Pune-le după grosimi, mai subțire, mai gros. Le colorez cu asta. Hai, Giulica. Fac copac. Le colorez. Recunoști? Nu. Așa, recunoști. Forma. Geometrică. Pe care au formato Pune-o
pânzele. Deci, ce zice aici? Să vedem cum a făcut tot frunzele. Și cum a făcut? Un cerc. Deci, forma geometrică e de? Cerc. Bun. Mai departe. Mașină pe un foaie. Ce să faci? Să fac mașină pe foaie. Mașină? Duse pe... De... Tu... Da. Duse de... Cu roșa încă. Duse de vânt? Deci unde suntem? Recunoști forma geometrică pe care au format-o frunzele duse de vânt? Cercul. Așa, încearcă data viitoare să citești propoziția în întregime. Ai răbdare, aici fac eu, da? Și tu faci după mine. Încercuiește figura. Așa. Geometrică. Uite, fac amin. Uite. Și tu faci aici, uite, ia și creion. Asemănătoare. Din. Partea. Partea. Stângă. Deci ce ne punem să facem? Încercuiește pe aici. Încercuiește figura. Încercuiește figura. Geometrică. Adică să o încercuiesc. Păi haide! Asta încerc să-ți explic. Imită sunetul pe care îl face vântul. Deci ce ne punem să facem? Să imit sunetul de la vânt. Și cum face vântul? Să aude așa. Da. Nu? Da. Hai, mai departe. Așa, da, fă pe partea asta, puiul. Colorez. Ce? Ce? Ce alte sunete din natură mai poți imita? Ia să vedem ce alte sunete mai putem imita. Știi. Și animalele sunt din natură, nu? Da. Dar aici vorbim despre muzică și natură. Ia. Sunetele produse de fenomenele naturii. Adică
Când plouă, când ninge, când viscolește. Ce înseamnă viscolește? Adică când ninge și bate vântul puternic, da? Așa. Ai înțeles? Așa face vântul când bate vântul și ninge. Așa. Și cântăm așa. Nu. Hai. Haide, ca și tunetă. Așa, cum faci tunetă? Așa, vezi ce tare se aude, te mai și sperii de la el, da? Și ca ninge așa. Hai să vedem cine mai zice. Hai, punctul 2. Lasă-l puiuțul acolo. Fă o mașină mare aici. Ți-am dat ideea cu mâini. Faci o linie, două, cinci. Alcătuiește tren. Încercuire. Cu roșu. Roșu. Mulțime. Mașină mare. Mulțime. Cercurilor. Mici. Deci, ce trebuie să facem? Să încercuiesc cu roșu mulțimea cu mulțimea de culori mici. De ce? Să încercuiesc cu roșu mulțimea bulinelor mici. Dar cum se mai cheamă ele? Cercuri. Hai. Sunt patru. Așa, foarte bine. Poli, poți să spui. Mama. E mașinuța ta? E o mașinuță de poliție, nu? Nu, mașina arată. Hai, Julie. Bine, du-te și arată. Hai. Nu, pe ală poliție. Bun. După fac poliția. Cu roșu. Mulțime cercurilor mici. Cu albastru. 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 Mulțimea cercurilor mijlocii. Mi s-a rupt. Hai să-mi las cu țin repede. O vădură. Da, acum colorează. Da, acum colorez n-antena. E bine. S-o rupt iară? Nu, colorează. Și cu verde. Verde. Cercuri
Nu, nu e da mama cu lipiș pe buze. Hai, June. Nu, nu că nu lipim nimic. Vrei să se tăie cu lipici pe buze? Da. Poate că îl voi purta. Hai mai departe. Punctul 3. Colorează cu galben. Galben. Treptunghiurile. Treptunghiurile. Hai, dă-mi cu aia țară galben, nu mai fac așa la creioane. Da, nu, nu! Care sunt dreptunghiurile? Galben al meu! Haide, dar uite-te acolo, Giulia, să-mi cer să-ți zic. Galben al meu! Hai să mai e la ea tău, na, uite altul. Nu vezi? Galben al meu! Ăsta are un galben mai puternic. Cum poți să te asemenezi fără să depășesc așa? Îmi fac contururi și da. Coloresc? Așa, foarte bine, știm care e dreptunghiurile. Hai mai departe. Deci, cu galben, dreptunghiurile mari. Cu maro. Așa, maro. Cu maro. Da, nu mai depășești, desenează frumos, da? Bine. Întoarce-l, că mai ești pe partea. Oh, da. Îi da cu lipici? Da. Păi nu mai da cu lipici dacă nu lipești nimica. E poate lipăștează. Hai, dă-mi coa dacă n-are vârf. Hai, mai departe. Și cu roșu. Roșu. Treptunghiurile mișlocii. Roșu, îl pare o leacă exact ca roșu. Roz. Am făcut o peciune.
Ok, hai, Julien. Hai, fi bine, ai două nări, ai gura, ai ochi, ai o codiță. Hai. Te lipici. Și are ruj. Poate te lipici. Da, dar urechile nu le-ai făcut? Ei, de ce eu nu fac urechi? E, păi să faceți. Eu am făcut urechi. O cât are mai multe detalii, pe o un chip, cu atât e mai frumos. De obicei, dacă urechi. Fac urechile, fac cam mari. E, păi învață. Pe aici, urechi se fac pe aici. Da? Da. Bine. Are și iepure în coan. Da, are o coroniță. Eu fac o tară de lipici. E, dar stăm corect pe scaun, Juli. Oprește-te. Lasă că faci destul de tu. Hai, mai departe citim, da? Punctul 4. Continuă și... Și e rol. Hai. Respectat regula. Deci cum e enunțul? Adică cu da, dar vreau să aud propoziția. Continuă. Șirul. Respectând regula. Acum foarte bine. În culorilor, doar că cu forme geometrice. Cum a ies? Uite-te și la câte pătrățele sunt, da? M-am uitat. Ok. Nu, nu, nu. Așa, foarte bine, bravo.